Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Mârza și vă prezint jurnalul Știi TV. Un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală a fost destructurat la Târgu Mureș. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat ieri pe raza județului Mureș 6 percheziții domiciliare și una la sediul unui parc auto. 14 persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor, iar prejudiciul creat este de aproximativ 1,5 milioane de euro. Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Târgu Mureș și procurorii DIICOT au destructurat un grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală, format din 14 membri, care aducea mașini cumpărate din străinătate și le vindea în România la negru, fără a întocmi acte pentru aceasta. Pe data de 16 ianuarie, polițiștii au efectuat percheziții cu sprijinul grupării mobile de jandarmi Regele Ferdinand Sân Georgiu de Mureș. În urma celor 6 percheziții domiciliare și acelei dintr-un parc auto, au fost identificate documente false privind înmatricularea de autoturisme, două sticuri și un hard disk ce conțin programe pentru confecționarea plăcuțelor de înmatriculare românești și străine, precum și materiale necesare confecționării acestora. În luna mai a anului trecut, oamenii legii au ridicat peste 35.000 de euro, 12.000 de lei, 65.000 de forinți, două laptopuri, 7 ștampile și 28 de autoturisme, în urma percheziților la locuințele au 8 dintre membrii grupului. Încă din anul 2011, aceștia se pare că au achiziționat din străinătate peste 200 de autoturisme prin societăți comerciale sau întreprinderi individuale controlate de ei. Acestea au fost ulterior vândute, fără a evidenția actul de vânzare-cumpărare în contabilitatea firmelor cumpărătoare. Trecând și peste etapa depunerii declarațiilor fiscale, aceștia s-au sustras de la plata obligațiilor la bugetul de stat. 14 persoane sunt cercetate pentru constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor. O parte dintre aceștia ar fi transportat și vândut autoturismele, ar fi întocmit în fals acte de înmatriculare provizorie sau ar fi folosit pentru înmatriculare actele societăților comerciale controlate de membrii grupului pentru importul de bunuri din străinătate în regim de scutire de TVA, fără a se achita obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului. Prejudiciul astfel creat este de aproximativ 1,5 milioane de euro. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. În această dimineață a fost dat un nou avertisment cod galben de ceață pentru 9 județe din Muntenia și Transilvania. Deși județul Mureș nu a fost vizat de avertizarea de azi, săptămâna trecută ceața a dat bătăi de cap și mureșenilor și a lăsat în urmă afecțiuni respiratorii și nu numai. Muntenia și Transilvania au fost cuprinse în această dimineață de ceață. Codul galben emis de Administrația Națională de Meteorologie a vizat zonele joase din județele Harghita, Brașov și Alba, inclusiv municipiile Brașov, Blaj și Toplița, dar și drumurile naționale și europene aferente, unde ceața a scăzut vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Deși județul nostru a fost ferit în această săptămână de fenomenul meteorologic, ceața de săptămâna trecută a cauzat probleme de respirație, dar nu numai, care se resimt. Am probleme cu inima, cardiac și... Și vă afectează. Da, e foarte neplăcut. Vârstnicii și copiii au fost cei mai afectați, dar și indivizii aparent sănătoși pot resimți vremea capricioasă. Ceața, care atrage după sine umiditate crescută, presiune atmosferică scăzută, sunt de obicei factori agravanți pentru o serie de afecțiuni respiratorii. Și aici vreau să menționez persoanele care suferă de astmă bronșic, dar de asemenea pot afecta și persoanele care suferă de afecțiuni reumatismale, cardiovasculare, alergice, neuropsihice. Aici am dorit să fac câteva precizări, și anume că la persoanele cu schizofrenie, epilepsie, depresie sunt mai afectați. Simptomele sunt multiple. De disconfortul exterior pe care îl pot resimți, aceștia mai pot prezenta dificultate în respirație, o senzație de constricție toracică, deci de apăsare toracică, o stare de oboseală cu dureri articulare, special la pacienții cu afecțiuni reumatismale.
Tristețea sau depresia sunt și ele afecțiuni cauzate de vreme. Pentru a ne simți mai bine, specialiștii recomandă să evităm aglomerația, spațiile închise, iar bolnavii cronici să își protejeze pe cât posibil respirația prin acoperirea nasului, dar nu în ultimă instanță, în cazul în care simptomele se agravează, să se prezinte de urgență la medic. Senatul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș va deschide începând din această toamnă o extensie în Germania. Programa universitară se află încă în negocieri, dar acordul a fost deja semnat miercuri. Senatul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a aprobat miercuri deschiderea unei extensii în Germania. Sigla ar urma să fie pusă pe frontispiciul unei universități nemțești chiar în această toamnă. Cursurile de tip modular vor fi predate de profesori din Târgu Mureș în limba engleză studenților străini ai UMF. Programa universitară se află încă în negocieri, iar diplomele vor fi emise de Universitatea Târgu Mureșeană. 154 de locuințe au fost repartizate în anul 2013 din fondul locativ. Dintre acestea, 114 au fost repartizate, 22 au fost oferite de Ministerul Apărării Naționale, 11 s-au încadrat la locuințe sociale, 4 au fost oferite pensionarilor, iar 9 tinerilor. De asemenea, 16 familii de pe strada Băneasa au fost recazate. În anul 2014 se are în vedere elaborarea metodologiei pentru repartizarea viitoarelor locuințe de pe strada Gheorghe Doja. Potrivit unui raport întocmit de Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ din cadrul DASCP, 136 de apartamente situate pe Bulevardul Pandurilor, numerele 44-46, au fost achiziționate în anul 2013. Dintre acestea, 22 au fost pentru angajații ai Ministerului Apărării Naționale. În cadrul Comisiei de Specialitate s-a aprobat repartizarea din fondul locativ existent a 11 locuințe sociale, 4 locuințe pentru pensionari, 9 locuințe pentru tineri ANL, 13 locuințe de necesitate, 2 locuințe de serviciu și 1 locuință chirie fond de stat. 19 dispoziții au fost date de primar și 9 proiecte de hotărâri și expuneri de motive au fost elaborate. În anul 2014 va fi elaborată metodologia pentru repartizarea viitoarelor locuințe situate pe strada Gheorghe Doja. Data de 19 ianuarie aduce o campanie de igienizare a pădurii Remetia. Târgu Mureșenii sunt invitați să participe în număr cât mai mare la această acțiune, unde vor fi puși la dispoziție mânuși și saci, care ulterior vor fi ridicați de o firmă de reciclare. Întâlnirea va avea loc în parcarea unui magazin din cartierul Unirii. Urmează știrile din sport. Tigrii mureșeni vor disputa 2 jocuri importante în cadrul Ligii Naționale de Basket Masculin chiar în acest weekend. Primul va avea loc sâmbătă împotriva celor de la CSMU Craiova, iar duminică Farul Constanța va juca și ea în deplasare cu BC Mureș. Ambele meciuri vor avea loc la Sala Sporturilor din Târgu Mureș. Sala Sporturilor din Târgu Mureș va fi în acest weekend gazda a 2 meciuri de mare calibru din Liga Națională de Basket Masculin, etapa a 14-a. Sâmbătă, cu începere de la ora 17, CSMU Craiova va juca împotriva Tigrilor Mureșeni, iar duminică de la ora 18, mureșenii vor disputa victoria cu cei de la Farul Constanța într-un meci în devans. Fanii și târgu mureșenii iubitori ai sportului sunt așteptați să încurajeze echipa. Iată și prognoza meteo. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile locale. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. La revedere!